Noi aici ne întrunim în format de Consiliul European. În Consiliul European fiecare stat are un singur reprezentant. Iar arhitectura constituțională a României este de așa natură că reprezentantul României în Consiliul European este președintele țării. În cazul acesta, eu. Aici, la Sibiu, vor fi întâlniri numai în format de Consiliul European. Nu este prevăzută nici o manifestare în alt format decât format de Consiliul European. Noi facem invitații pentru Consiliul European doar președintelui Parlamentului European, care vine în deschiderea Consiliului European și face o prezentare. Atât este cutuma la Consiliul European. Iar aceste invitații le face președintele Consiliului European, care este domnul Tusk. În consecință, toată discuția este una puțin artificială și izvorâtă din faptul că nu se cunoaște prea bine arhitectura constituțională a României. Nu este nicio rea voință, nicio rea credință, pur și simplu aici este locul președintelui în Consiliul European și noi ne întrunim aici ca să lucrăm. Și să lucrăm la un lucru foarte important, la agenda strategică pentru următorul mandat al instituțiilor europene. Ne întrunim pentru a da optimism, speranță cetățenilor europeni, acum în pragul alegerilor europene. Nu sunt prevăzute evenimente strict protocolare la care lumea ar sta și ar pierde vremea. Noi avem foarte, foarte multe lucruri de discutat în Consiliul European, niciodată nu ne ajunge timpul și atunci când ne adunăm, discutăm la concret, discutăm lucrurile care sunt pe agendă. Consiliul European de la Sibiu este unul informal, se finalizează fără concluzii și fără decizii, însă se va finaliza, sper eu, cu o așa numită declarație, declarația de la Sibiu, care va spune europenilor cum vedem noi viitorul, cum dorim să mergem mai departe, cum vrem să fim solidari cu toții, cum vrem să facem să funcționeze Uniunea mai bine. Iar pentru sibien, pentru musafir și pentru oricine altcineva dorește să participe în ziua de 9 mai, primăria municipiului Sibiu organizează aici în piață și se vede în spate un mare concert pentru toată lumea. Deci cine dorește să participe la partea de distracție este invitat la concert în Piața Mare la liber.